Cât de gras poate fi un motan? Cum arată câinii care au slăbit o greutate record? Unde locuiește cel mai masiv urs din lume și de ce turiștii nu au voie să hrănească animalele? Toate răspunsurile le veți primi în acest episod, așa că puneți un like și să începem! Mulți oameni adoră pisicile grase și asta nu-i uimitor. Pufoșenile plenuțe sunt în special drăguțe și amuzante. Cu ele este plăcut să te cuprinzi și mereu ne provoacă zâmbete. Dar trebuie să știm limita și să nu suprahrănim animalul. Asta s-a întâmplat cu Patch. De curând este numit cel mai gras motan din lume. Pufosul în vârstă de 6 ani cântărește 18,3 kg, mai mult decât un copil de 5 ani și de 4 ori mai mult decât o pisică obișnuită. Despre Patch s-a aflat atunci când fostului stăpân l-a adus la adăpostul pentru animale, fiindcă nu mai putea să aibă grijă de el. La adăpost, motanul a fost examinat și au aflat că este destul de sănătos. Așa au arătat analizele medicale. Interesant e că, deși e foarte gras, Patch e pretențios la mâncare. El nu mănâncă totul la oaltă. Se pare că problema kilogramelor în plus erau din cauza proprietarului anterior, care l-a răsfățat prea mult. Patch a fost pus pe o dietă strictă ca să mai scape de kilograme. De asemenea, adăpostul a pus o condiție. Noul proprietar trebuie să ajute motanul să ajungă la greutatea lui sănătoasă. Vincent cel gras. Câinii grași sunt un fenomen mai rar decât pisicile grase, așa îmi pare mie. Dar și printre acești patrupezi se întâlnesc exemplare cu greutate excesivă. Un exemplu bun este Fat Vicent. Acest tackle a făcut furor pe rețelele de socializare. Oamenii n-au crezut atunci când l-au văzut și au aflat cât cântărește. Greutatea câinelui era de aproape 18 kg. Vincent se mișca cu greu, spatele îi se curba din cauza greutății excesive. Nivelul de colesterol era peste limită, iar însuși câinele din cauza kilogramelor în plus nu înțelegea dacă zace întins sau stă în picioare. Vincent risca să se îmbolnăvească de tot felul de afecțiuni, de la artrită și diabet până la cancer și alte orori. Din fericire de sănătatea lui s-a apucat la timp. Ca și Patch, câinele a ajuns într-un adăpost, angajații căruia au început să-l antreneze și l-au pus pe dietă. De la început, totul se reducea doar la plimbări, care și ele îi se dădeau cu greu. Dar cu timpul, câinele putea să se ocupe tot mai activ și mai activ, iar în curând s-a schimbat și e de nerecunoscut. Acum e un tackle sănătos și în formă. Vincent nu mai este numit gras, acum numele lui este Skinny Vinny, în traducere Vinny cel slab. 18 kg e foarte mult pentru un câine, mai ales pentru o rasă ca Tackle-ii, dar povestea lui Vinny nu e limita. Tackle-ul pe nume Obi a atins limita de 33 de kg, e de două ori mai mult decât câinii grei a acestei rase. Ca să nu rănească burta care se atingea de pământ, câinele era nevoit să poarte un ham de protecție. Adesea, vina este în corpul animalului și caracteristicilor moștenite, metabolismului specific și așa mai departe. Dar în cazul cu Obi, trebuie să-i învinuim doar pe foștii stăpâni. Ei niciodată nu i-au refuzat nimic. Mereu îl hrăneau cu tot ce nimerea, iar din cauza vârstei și stării de sănătate, nu puteau să se joace într-un mod activ. Iată și rezultatul. Obi însă a avut noroc. El a nimerit într-o clinică veterinară, i-au îndepărtat pielea excesivă și i-au făcut abdominoplastie. În afară de asta, Obi a stat pe o dietă strictă și a slăbit cu ajutorul antrenamentelor. Obi a dat jos 20 de kilograme și s-a schimbat foarte tare. Godzilla. Noi toți știm că acest nume este purtat de un monstru enorm și îngrozitor. Era foarte mare și greu, fix ca și omonimul lui. Este vorba despre o maimuță care cu câțiva ani urmă a fost găsită în Thailanda. Macacul este aproximativ de două ori mai mare decât rudele sale. În imagini care le vedeți acum cântărea 20 de kilograme. Primatul era mereu hrănit de turiști și stăpânii lui. Puțini care se gândeau că poate să afecteze atât de mult sănătatea macacului. Stăpânii Godzilla-i spuneau că maimuța nu se plânge de sănătatea sa, ba chiar mai mult, face exerciții în fiecare dimineață. Dar totuși, nu era totul chiar în regulă. Aflând despre primatul supraponderal, cei de la Centrul de Protecție a Animalelor au mers să-l viziteze. Reprezentanții au luat animalul și l-au dus într-o tabără specială pentru oameni cu kilograme în plus. Primatul a fost pus pe o dietă strictă și l-au învățat să iubească sportul, ca să se întoarcă în formă.
Interesant e că Godzilla nu era unica maimuță care se afla la acea tabără. Mai era și Fat Man, cunoscut ca Unchiul Gras. Este încă un macac, care la fel e originar din Thailanda. Cu câțiva ani urmă trăia în piața din Bangkok și făcea un singur lucru, mânca tot ce nimerea în mână. Macacul dobândea mâncarea singur, o cerea de la turiști sau mânca resturile. Pe lângă asta, se mișca foarte puțin, iar ca rezultat s-a îngrășat până la 27 de kilograme. A fost incredibil de periculos, așa că primatul a fost trimis într-o tabără specială pentru slăbit. Ceva vreme, maimuța mânca legume verzi și fructe cu conținut redus de fructoză. Bea multă apă și a reușit să slăbească cu 16 kg. După asta a fost întors în libertate, dar s-a întors la obiceiurile vechi, l-a cerșit mâncare de la turiști, anume asta și l-a omorât. În rezervația naturală Katmai, în Alaska, în fiecare toamnă se petrece o competiție neobișnuită. Printre mai multe mii de urși bruni, local este ales cel mai gras. Nu e un fel de abuz sau glumă asupra animalelor. Concursul se petrece cu scopuri strict științifice. Oamenilor le este interesant cine dintre ei s-a pregătit cel mai bine pentru iarnă, căci cu cât ursul e mai gras, cu atât mai ușor va trece hibernarea. Anul trecut a câștigat ursul 747. Acest număr i-a fost oferit nu degeaba. Ursul e comparat cu Boeingul 747 fiindcă este enorm. Având în vedere că e un animal sălbatic, e imposibil să-l cântărești folosind un cântar normal. Dar aparent greutatea lui trece limita de 650 de kg. E cel mai gras urs brun de pe pământ. Deși nu este sigur că acum e la fel. 747 e lider toamna, dar după hibernare pierde din greutate ca majoritatea, deci vara arată mai fit. Apoi, într-un timp record, se îngrașă până în toamnă, aprovizionându-se cu o cantitate maximă de grăsime. Nu este exclus că și anul ăsta 747 a reușit să câștige sau mai degrabă să-și apere titlul de cel mai gras urs din lume. Anabele. De regulă, porcii nu sunt animale care se deosebesc printr-o siluetă de invidiat. Toți ei pot fi grei și pufoși, dar există așa porci precum Anabele. Doar uitați-vă cât de grasă și neîndemânatică este. Cuiva poate să-i pară că e amuzant, dar pe mine aceste imagini mă sperie. Într-o perioadă, Anabele era cel mai gras porc de pe planetă. Totul era atât de rău că ea aproape că nu vedea nimic din cauza grăsimii. De asemenea, mergea foarte greu. A fost salvată de la fermă, stăpânii căreia nu mai puteau să aibă grijă de ea. De la început, Kate și Andrew, salvatorii lui Annabelle, o hrăneau din seringă sau din mână, căci era problematic să bage bărbia în castron. Cei doi soți au pus purcica la dietă și au început să aștepte. Animalul nu putea să piardă rapid în greutate, căci asta ar fi cauzat complicații. Totul a trecut bine și deja curând, peste câteva săptămâni, Annabelle a început să se simtă mai bine. A devenit mai activă și mai fericită. Uimitor că în general a putut să supraviețuiască și să-și revină la starea normală. Limita ei a întrecut media cu 80 de kilograme. Bandit. Ratonii grași, cine ar putea concura cu ei la capitolul drăgălășenie? Când sunt un pic plinuți, arată atât de drăguți, mai ales dacă este domestic. Însă una este atunci când au niște obrăjori și alta este atunci când arată astfel. Bandit probabil că este deținătorul recordului selecției de astăzi. Dacă eroii precedenți erau mai grăsuți decât rudele lor de 2, 3 sau 4 ori, atunci ratonul bandit este mai mare decât frații săi de vreo 5 ori. Acest uriaș a fost recunoscut ca cel mai gras raton din lume. Limita atinsă a fost de 34 de kg. Ca să înțelegeți, unii ratoni cântăresc 3-4 kg. Kilogramele în plus erau legate de comportamentul nutritiv greșit. Oricât de mult n-ar fi încercat stăpâna lui să-l hrănească cu mâncare de calitate, nimic nu ajuta. Bandit se comporta adecvat poreclei sale și, cum se cuvine unui criminal, organiza zilnic furturi. El pătrundea la bucătărie și jefuia mâncare nesănătoasă. Cu părere de rău, anume asta l-a luat din lumea noastră. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod și care animal v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!